Bogdan, aș vrea să ne explici pentru noi cei care zburăm porumbei și vrem să zburăm și la maraton, modul tău de pregătire a porumbeilor de când vin de la o etapă de maraton și cum îi pregătești pentru următoarea etapă de maraton. În special, recuperarea este foarte importantă. Porumbeii mei primesc o combinație de muncă avifarm la sosire. Dacă temperatura este foarte ridicată, dacă este canicul afară, peste 30 de grade, folosesc belgasolul ca și recuperator. Dacă am o etapă foarte grea, dau chiar 2-3 zile recuperator la porumbei. A doua zi le dau probiotice pe mâncare și la anumiți porumbei K plus K. La porumbei care sunt mai obosiți și la cei mai buni porumbei am. Asta fac din simplu motiv că am mai mulți porumbei și nu stau să-i prind pe fiecare. Dau la anumiți porumbei proteină, deci K plus K. Pun foarte mare accent pe recuperare și nu tratez porumbeii doar când sunt 100% că porumbeii sunt recuperați. Pentru că marea greșeală a multor crescători, mai ales a începătorilor, este că tratează porumbeii prea repede după etapă, în special tratamentul de tricomonoză ar trebui făcut doar când porumbeii sunt 100% refăcuți, din cauza că este toxic și scade imunitatea. Dacă vin porumbeii sâmbătă și duminica de la maraton, tratamentul încep undeva de marți sau miercuri. În funcție de cum se recuperează porumbeii, fac 3-4 zile de tratament pentru tricomonoza, după aceea 2-3 zile pauză între tratamente, acolo folosesc tot așa avifarm și probiotice și sedopol. După aceea încep un tratament de căi respiratorii care va fi 3 sau 4 zile în funcție de timpul care l-am între etape și de cum se prezintă porumbeii. Calculez în așa fel încât tratamentul de căi respiratoriu, de căi respiratorii să-l termin undeva cu 3 zile înainte de următoarea îmbarcare. După acest tratament, tot așa intervin, dacă temperatura este sub 25-30 de grade, munc cu avifarm, anul ăsta o să încerc și betiamin forte, tot așa o combinație de electroliți cu complex B și cu aminoacizi și care are și în plus L-carnitina, probiotice pe mâncare și individual RO200 comprimate și alune. Înainte cu 3 zile de îmbarcare la fond și la maraton și cresc în rație porumbul și floarea soarelui. Anul ăsta o să vreau să le dau și floarea soarelui decorticată.